Doamnelor, domnilor, bună seara! Tortura și bătaia par să fie metode de lucru des folosite la secția 16 de poliție din capitală. După ce mai mulți agenți au fost acuzați că au sechestrat și au torturat doi tineri, noi abuzuri ies la iveală. Unii dintre polițiștii deja cercetați apare în imagini filmate de camerele de supraveghere în timp ce interogau cu brutalitate un bărbat chiar în secție. Iar printre agresori este și un lider de sindicat. Vă avertizez, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Copilărie distrusă pentru o fată de 13 ani din Timișoara. Copila a fost abuzată sexual de la vârsta de 7 ani de ambii părinți, până când a reușit să ceară ajutor. A fost preluată de Autoritatea pentru Protecția Copilului și a început consilierea psihologică. Aseară, părinții au fost arestați preventiv. Vă avertizăm, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Timișoara și alte patru localități limitrofe intră în carantină de luni. Este cel mai mare municipiu din România în care se impun astfel de restricții dure. Rata de infectare a crescut constant în ultima lună și s-a apropiat de pragul de 8 cazuri la 1000 de locuitori. Ce măsuri se vor lua în următoarele două săptămâni, ne spune de la Timișoara. Bucureștiul rămâne în zona roșie cu incidență în creșterea infectărilor. Totuși, elevii din clasele terminale care au de susținut examene vor continua să meargă la școală nu doar în capitală, ci în toată țara, acolo unde sunt mai puțin de 6 cazuri la 1000 de locuitori. Asta a hotărât Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Rămâne ca autoritățile capitalei să decidă mâine ce se întâmplă cu restaurantele, teatrele și sălile de jocuri de noroc. Luiza Girea, mulțumesc. Incendiu de proporții la Suceava, Palatul Administrativ din centrul orașului, o clădire monument istoric a ars ore bune, nimeni nu a fost rănit, dar flăcările au mistuit mansarda construită în totalitate din lemn. Clădirea este sediul Consiliului Județean și al Prefecturii Suceava. Urși și panda pentru decor cu cheltuială se țin în parc. Pe scurt, aceasta este povestea unor achiziții făcute de fosta administrație din sectorul 1 a capitalei, scoasă acum la lumină de actualul primar. Patru figurine confecționate din gazon artificial au fost cumpărate cu 22.000 de euro în urmă cu 3 ani din Anglia și abia acum au fost montate într-un parc din sector. Vremea nu ține cont de data din calendar și aduce zăpadă în mai toate zonele țării, dar mai ales la munte. Pârtiile au fost acoperite peste noapte de un strat nou de zăpadă spre bucuria schiorilor, dar și a hotelierilor. În Poiana Brașov, în ciuda restricțiilor, în primele două luni din acest an, numărul turiștilor a fost apropiat de cel din sezonul 2020. Bărbatul de 29 de ani care și-a trântit nepotul la pământ într-un loc de joacă este trimis în judecată pentru tentativă de omor. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. A fost înmormântată și a doua victimă a lui Gheorghe Moroșan, autorul crimelor din Onești. Dan Pătatu avea 53 de ani și a lăsat în urmă. Alimentele de bază se scumpesc fără oprire de la începutul crizei sanitare. Prețurile principalelor materii prime au crescut pentru a noua lună consecutiv la nivel global, a anunțat Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite. Analiștii pun fenomenul pe seama scumpirii barilului de petrol și a speculațiilor bursiere și avertizează că România va resimți din plin efectele pentru că importă tot mai multe alimente. După un an plin de restricții, ne zboară gândul la călătorii. Pandemia ne limitează însă opțiunile peste graniță, dar și în țară. Așa că o idee ar fi locurile unde ni se oferă în primul rând izolare. Vorbim de cazările inedite, case în copaci sau din lut, cabane cu pereți din sticlă în care încap doar tu cu familia. Sunt atât de solicitate încât rezervările se întind deja pe următoarele săptămâni bune. 6 persoane au murit și alte peste 40 au fost rănite într-un accident produs pe o autostradă din Polonia. Victimele, în totalitate cetățeni ucraineni, călătoreau spre casă cu un autocar care s-a răsturnat din motive încă neclare. Autoritățile poloneze au declanșat planul roșu și au intervenit la fața locului cu autospeciale și elicoptere de salvare. A doua zi a vizitei istorice a Papei Francisc în Irak a fost marcată de un nou moment extraordinar. Prima întâlnire între un suveran pontif și liderul cultului musulman șiit arab, Ayatollahul Ali al-Sistani. Papa a vizitat și locul nașterii profetului Abraham. El a condamnat violența în numele lui Dumnezeu, despre care a spus că este cea mai mare blasfemie. Liderul spiritual tibetan Dalai Lama a fost vaccinat. Prima doză din serul AstraZeneca. Mâine vremea dă semne că se îndreaptă și va fi predominant frumoasă, dar rece, mai ales dimineața și noaptea. Aflăm toate detaliile imediat. Atât pentru astăzi. După vremea ta urmează filmul Ana Karenina. Eu sunt Teodora Antonescu. Ne revedem mâine la aceeași oră. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. O seară liniștită. Numai bine!